Dar în folosința sistemului de purificare din orașul Șoldănești ar putea fi amânată. Nu deficitul financiar ar fi cauza principală. Pe motiv că cei antrenați la construcție au lăsat totul baltă, atât instalațiile de la stație, dar și fântânile de canalizare au fost deteriorate. Despre acest fapt se bate alarma de mai mult timp și la Consiliul Raional. Potrivit raportului Consiliului Raional, reconstrucția rețelelor de canalizare se estimează la 4 milioane de lei. Circa 3 milioane de lei mai costă extinderea sistemului de canalizare în orașul Șoldănești. Am făcut în sumă de 9.793.000, inclusiv în 2012 și 2805.000 de lei. Instalații de purificare și deci construcția rețelelor, 4 milioane de anul trecut și de anul trecut, 4.399.000, apeductul cartierului Minescu, primăria Șoldănești, a făcut 2 milioane și extinderea sistemului de canalizare tot în Șoldănești, primăria 2.600.000. Dar chiar din start, aceste construcții inginerești au funcționat cu ghinion. De mai multe ori, presa a bătut alarma că apele reziduale umpleau străzile. Administrația întreprinderii comunale susțineau că aceasta se întâmplă pe motiv că cetățenii aruncă în fântâni deșeuri menajere. Chiar am la moment pot să le mulțumesc locatarilor că nu s-aruncă în canalizare așa cum s-arunca înainte. Nu s-aruncă. Chiar mulțumesc locatarilor că oleacă au venit astea la mintea omului care nu s-aruncă așa cum era înainte. Știți, când am avut probleme la stațiile de purificare, dar acum nu s-aruncă în canalizare. Chiar și la blocurile locative nu s-aruncă în canalizare cum s-arunca înainte. În plus, mai erau invocate și imperfecțiunile sistemului de canalizare. În același timp, funcționarii de la Consiliul Raional considerau că sistemul de canalizare este prost gestionat. În fântâni îi sunt așeși rufii, sticle, plastic și deci nu-i făcut profilaxia ca lumea în timpul de vară să fie sistemul de canalizare controlat. Am încercat să aflăm cine se face vinovat de deteriorarea sistemului de purificare din strada Prieteniei, iar de aici recent, constructorii s-au văzut nevoiți să retragă mai multe instalații, care, spun specialiștii, nu mai erau bune pentru a fi utilizate. Se afirmă că acestea au fost defectate pe motiv că nu ar fi fost montate corespunzător. Atât executorul cât și comanditarul evită să discute la temă, în special în fața camerei de luat vederi.